6 firme au depus oferte pentru proiectarea și execuția noului stadion Mihael Klein. Investiția în noua arenă din Hunedoara a fost scoasă la licitație de Compania Națională de Investiții încă din vara anului trecut, însă o serie de contestații, cereri de amânare și clarificări suplimentare au făcut ca doar astăzi să se încheie etapa de depunere a ofertelor. Acum, dacă nu vor exista alte contestații, după evaluarea documentației depusă în susținerea tehnico-financiară a ofertelor, care durează aproximativ 3-4 luni, se va emite raportul procedurii și se va comunica finalmente firma câștigătoare. Ofertele pentru proiectarea și execuția noului stadion Mihael Klein au fost depuse, iar acum începe evaluarea. Dacă nu ar fi existat contestațiile din vara și toamna anului trecut, apoi solicitările de clarificări referitoare la proiect depuse de mai multe companii, cu siguranță că acum am fi putut discuta despre firma desemnată pentru construirea noului stadion. Compania Națională de Investiții a fost obligată să respecte fiecare pas procedural, să meargă în instanță cu acea primă contestație, apoi să prelungească termenele pentru solicitările de clarificări. Acum începe practic procedura de stabilire a proiectantului și executantului lucrărilor efective. Sper ca rezultatul să fie stabilit în termen și, dacă vor mai fi contestații, soluționarea acestora să nu dureze foarte mult. Ne dorim și avem mare nevoie de un stadion nou la Hunedoara, o arenă care să deservească întregul județ, să fie folosit nu doar pentru meciurile echipei Corvinului, vinul 1921 Hunedoara, ci și pentru alte manifestări. Ar fi primul stadion construit de Compania Națională de Investiții în Transilvania, într-un județ care nu beneficiază de un asemenea obiectiv, a declarat primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu. Noua arenă ar urma să aibă 10.100 de locuri, toate pe scaune, spații de cazare pentru sportivi, un restaurant-cantină, un coffee corner, parcări subterane și supraterane, sală de fitness și de forță multifuncțională, instalație de nocturnă, tabele electronice de marcaj, ecrane gigant și o suprafață de joc cu iarbă naturală, cu încălzire și drenaj, fiind o arenă clasificată în categoria 4 a UEFA, eligibilă pentru organizarea unor competiții europene de nivel ridicat.